Yes! Ne-a fătat primul purcel. Mă, pânzioară, micu, mă! Ce-i faci acolo, măi? Ce-i faci? Acum te-a venit tu pe lume! Acum ai venit tu pe lume! Bravo! Ce frumos ești! Ba frumbucile mea! Salutare, oameni buni! E aproape 9 seara și astăzi cred că îs de serviciu. Trebuie să păzesc purcica pentru că pe la 7:30 când mulgeam am văzut-o că se foia tare mult. Își căuta locul, se tot ridica, era liniștit, neliniștită, în dureri. Așa că mi-am luat o pătură cu mine. Știți cum e la noi când îți fătări? Stăm de pază. În primul rând trebuie să stăm de pază pentru că purcica asta e la prima fătare. Și nu știm încă cum o să se comporte. Așa că sperăm să se comporte bine. Toate animalele sunt pregătite de culcare. Ieduții și-au mâncat porția de lapte praf. Și caprele au o tavă. Au o tavă, au fână, au apă, au tot ce le trebuie. Doar că astăzi avem neliniște cu scrofița. Și-ai Doina. Și-ai mama. Care e treaba cu oița? Scrofița noastră se numește Oița. Suntem entuziasmați să vedem câți puișori o să fete. Dora, sperăm să fie o mamă bună, să accepte și dacă ne-a ajutat Dumnezeu să supraviețuiască toți. Asta ne dorim. Din ce știm, mangalițele fată mai puțin pui. Scrofița noastră are doar 10 mamelone, 10 țâțe. E foarte bine inflamată. E plină de lapte. După cum se vede, adică e inflamată bine la țâțe. Mai înainte am strâns de ele și noi și lapte. Dar după cum se comportă și cum tresare, cred că e în dureri. Jaca asta am blănit, am ținut-o în lemnărie. Dar știu că o să am nevoie de ea. Nu o să stau prea aproape de scrofiță, dar sper să nu dureze foarte mult noaptea asta de veche. În ultimele zile am apucat să mă împrietenez mai bine cu ea, să o scarpin, să o mângâi. Stă bine și la mângâiat și la scărpinat. Deci a început să se obișnuiască cu noi. Acum sperăm să se obișnuiască și să accepte foarte bine și purcelușii. Am și niște oxitocină pregătită și am fost sfătuit de cineva, după ce fată primul purceluș, să-i dau 5 minute de oxitocină. Asta o să ajute să fete mai ușor, unul, și o va ajuta să producă lapte mai bine și să aibă lapte după fătare. Sau chiar din momentul fătării. Hai să vedem cât durează toată aventura. Să văd ce semnal am la internet aici. Dacă merge Netflix-ul. Dacă nu, o să mă plictisesc grozav. Ce-i băi, Bela? Du-te, lasă-mă, culcă-te! Cum
cum să zic, am venit pregătit cu tot ce trebuie. Încărcător la telefon. Foarte important. Când stai departe. Dacă o să reușesc să nu mi-l roadă caprele, firul ăsta, o să fiu foarte bine. Am gândit o idee mai bună. Avem un bec aici care ne luminează ce se întâmplă la soacră. Care ne luminează ce se întâmplă la soacră, mi-a venit să zic. Deci avem un bec. Avem un bec care ne luminează în boxa scroafei. Și aici am instalat telefonul cu apel video pe WhatsApp. Sperăm în felul ăsta să vedem din casă ce face scroafa, să auzim sunete. Să vedem dacă apare ceva. Deși se pare că începe să-și miște picioarele din spate. Mă bag până acolo să văd ce face. Deci scrofița noastră s-o culca pe o parte. Începe să miște picioarele din spate. S-ar putea să fie deja în travaliu și în procesul de fătare. Stai cu minte, fetița. Stai cu minte, mamă. Stai cu minte. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, mamă. Bravo, hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă acolo. Avem ceva. Nu avem nimic încă. Dar dumneai se pregătește. Așadar. Avem acolo camera de filmat. Și mereu să monitorizăm restul operațiunii din casă. Când auzim că după cum se aude, da, e agitat un pic. După cum se aude, sunetele care le face are dureri. Ia să vedem dacă este ceva la lapte din țuțuci. Da, nu, stai cu mine. Da, avem și lapte. Deci înseamnă că e iminentă fătarea. Cel puțin așa crede. Bravo, fetița. Bravo, fetița. E prima dată când o strâng de țâțe și văd că vine și lapte. Deci e clar că am mai făcut asta cu vreo 2-3 ore și nu venea nimic. Înseamnă că acum ne-am apropiat mai bine de fătare și avem emoții, că e prima dată când fată, dar uite că e o scrofiță blânducă care ne lasă să fim lângă ea, ne lasă să o atingem și sperăm să fete să fie în regulă. Bravo, fetiță! Atunci când nu apar complicații, fătarea e o chestie simplă. Animalul e gestant, își atinge termenul și animalele astea au fătat de mult, cu mult înainte să le îmbrânzim noi. Animalele fată și în libertate, în sălbăticie, de obicei ele se descurcă singure. Însă, la noi fiind prima fătare la scrofiță, și știind că scroafele uneori pot să fie agresive, pot să nu-și accepte puii la sub, pot chiar să-i mănânce, să-i omoare. Acum noi suntem nerăbdători și emoționați să vedem cum va făta oița scrofița noastră. Prima dată a emoții, că dacă îi acceptă bine și îi primește și fată ușor și îi îngrijește bine, a doua oară cred că nu mai avem așa grijă. Însă acum fim și prima dată când e fată vreo scrofiță, suntem foarte curioși ce o să se întâmple.
Ia uite, cred că începe să împingă. E similară fătarea și ca și la capre. Capra se așează jos. Am văzut-o de vreo 3 ore că stătea cam jos. Scrofița nu se ridica. Când am venit să pun mâna pe ea, s-a ridicat doar pe picioarele din față. Și acum văd că nu se mai ridică deloc. După semnalele care le citesc eu și tresările pe care le are ea, uite și cum își trage picioarele din spate spre cap, spre față, înseamnă că se pregătește să împingă. Nu a învățat-o nimeni, dar o să se descurce. Ia uite. Se vede, începe oare. Ca și capra, scurmă locul unde stă, vine liniștită, își așează patul de paie, ne pune. Da, hai fetiță, hai mă, hai, hai, uita, hai, da, hai, hai, bravo, suntem aici cu tine, bravo, 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 șase de acolo, bravo, bravo, șase de așa, așa, mamă, bravo. Hei, mă auzi? Alo, regia! Se aude? Te aud, sigur. Da, e clar că o să fete în curând. Tu... Tu cu ce te ocupi? Vrei să vii și tu încoace dacă începe? Ce vrei, nu ce vrei, păi aș avea nevoie să mă ajuți, că trebuie să-i ștergem, trebuie să-i facem oxitocină după ce îl fată pe primul. Cât e ceasul? Cât e ceasul acum? Ce vorbim să... Cât e ceasul acum? Da? Dar de ce nu putem veni și noi acolo? Că e noapte și trebuie să vă culcați și mâine aveți școală. Păi lasă-l că o să vezi filmarea, că sigur o să fete până mâine. Așadar, suntem în casă. Supraveghem video scrofița. Sperăm să se audă semnalul și să facă ceva sunete mai puternice ca să pot să mă duc în caz de nevoie. Eu cam dată stau la căldură. 2 ore mai târziu încă monitorizăm. Pare că situația se amplifică. Contracțiile sunt mai... Ia uite, începe să împingă. Cel puțin așa pare, sau s-a întins. Hai, fetiță, hai că poți. Hai că poți. Suspans și emoții. Cât o să fie, cât o să scape, sperăm să fie toți în regulă, toți vii. Am reușit să-mi aduc și cameramanul în echipă, în echipă la eveniment. Scrofița a început să împingă mai vârtos acum, încă nu cred că e dilatată suficient și s-ar putea să dureze. Nu știm cât durează, s-ar putea să dureze încă vreo 3-4 ore, s-ar putea să nu. Acum, noi deja suntem de vreo cât? De vreo 3 ore? Cam așa, cam de 3 ore suntem pe lângă ea, cam de atunci au început durerile, agitația, nu se mai ridică de jos de vreo 6-5 ore, 6 ore. S-o mai ridica câte un pic, dar foarte puțin. Și s-a așezat înapoi jos. Nu-i dilatată foarte tare.
Dar împinge, împinge tare și s-ar putea de acum încolo, la cât e frecvent împinge. Sperăm să înceapă rapid prima fătare, după care îi dăm oxitocină și ar trebui să-i dea repede afară pe restul. Acum rămâne de văzut. Sperăm să nu avem complicații sau alte probleme și așteptăm nerăbdător să vedem primul mieluț sau burceluș. Copiii dorm, așa-i? Acum e prima fătare la scroafă, la purcică, n-avem cum știi. Ce și cum va fi. Da, cum se comportă, cât durează, ce fel de situație va fi. Deocamdată se comportă binișor, i-a venit laptele, țâțele-i pline și rămâne de văzut ce urmează. Ia uite. Ce se închide. Bravo. Bravo, mamă. Ia uite cum iese laptele. Nu se vede. Iese. Este lapte. Sunt contracții. Foarte cuminte s-au făcut. Vedem după ce fată cum se comportă, cât e de posesivă și de violentă. Sperăm să nu fie. Ciudat că nu te lăsa să puie, pe mine nu m-a lăsat să pun mâna puie. Adică da, făcea tare mult, știi? Da, nici acum place, clar că o indispune un pic, să zic. Dar acum, cum e chiar în travaliu, eu cred că se simte un pic alinată. O lăsăm. Ia vezi cum se ridică. Se ridică ca să scoate. Iubita de tine. Ia. Crede că-s puișorii. Cred că o să fie o mamă bună. Uită-te cum se ridică ca să ajungă la tine. Păi da, că sunt. Ce ciudat. Parcă e ca la om. Da. Ce un pic. Îmi zicea cineva acum că să-i separăm pe pui, să-i luăm împinge bine. Ai văzut ce? S-a umflat acolo. Acum Ia uite. Ia. Acum vine. Da, nu te apropia foarte tare. Oricum nu o să putem. Bravo, fetița! Îmi dai mie și pregătești ce oxitocină? E ok, ia, iasă. Lasă. Măi, lasă cu. Bravo, fetița! Hai că poți. Iubită! Tu, dar nu are placentă, ceva nu e ok. Nu știu. Trebuie să fie o placentă. Nu știu încă, hai pui ocole. Mișcă, suflă, da, respiră. Respiră purcelușul. Da, o să-l dea afară imediat. Hai că poți, hai că poți. Eu mă, bietuca. Bravo, mă. Gata. Unde-s prosopele? La mine. Gata, iubita, gata. Gata, fetița. Ești cu minte. Și tu și purcelușul. E cu minte, purcelușul. E cu minte, purcelușul. Ia, că l-am șters un pic. Vrei să-l vezi? Ia, vrei să-l vezi? Nu, Daniel, te poate mușca. Nu, cred. Nu, nu face. Gata. Fii cu minte, că tu știi că eu mie nu-mi e frică de tine și tu simți că e stăpânul, da? Nu-mi frică. Nu știu, e frică. Să mă duc oare dincolo, mai bine. Du-te dincolo și pregătește oxitocină. Foarte cu minte. Bravo, fetiță. Bravo, purceluș.
puiitule. Bravo! Ce frumos e! Ba, frumbuțile mea! Gata, iubita, gata. Bravo, iubita! Bravo, ce bravo! Foarte cu minte. Nu, acum urmează să vedem câți mai fată să fie tot bine. Deocamdată avem unul care e cel mai cel. Știi? Mm-hmm. Bravo, fetița! Bravo! Îmi duc și la el să filmez un pic. Inimioara mică, ce faci acolo, mă? Mă, puișor, mic, mă! Ce faci acolo, mă? Ce faci? Acum te-a venit tu pe lume! Acum ai venit tu pe lume! Uite că este și frumos! Este și frumos! Vrei să pap la ptic așa? Vrei să pap la ptic? Imediat! Mi-o trebuie pus la țâță încă. Nu, asta să... Să-i separăm pe toți. Zicea băiatul. Să se calmeze ea. Să separăm pe toți și apoi îi pui pe tăți odată la tâță, e cum stă, suc tăți, și apoi îi separi. Eventual poate îi ducem chiar în casă. Da. Să vedem cât o să fie și cum să prezintă situația. Deci ce avem noi aici? Avem primul burceluș, foarte drăguț, care a ieșit cam la 3 ore de când am început noi să ne pregătim. Ia uite că deja e plin de... Să ne pregătim pe bun. E fetiță. Trebuie tăiat buricul, trebuie zdrobit așa cu unghia undeva la 2-3 cm de capăt. Așa. Să-l șterg, că văd că nu mai curge. Da, păi ce-a fost pe cordon? S-a făcut un dop la capăt cu cordonul. Da, ce-a fost pe cordon? S-a făcut dop pe cordon și acum cum l-am rupt mai sus. Ioi, ce simpatică! Prima scroviță din casa, din gospodăria noastră, fătata la noi. Bravo, mămică! Are dungi de... Da. Are dungi de mangaliță. Bun, da, băgăm aici. Băgăm aici în fân. Băgăm aici în fân. Așa, deci... L-am scăpat, că n-am fost atent. Uite tu ce frumos e! Drăguța așa e, mamă? O jupită! Da, tu vrei țițuca, mă? Stai să iasă și frații tăi și apoi vezi tu. Are și dinți. Are dinți. Pe la 3 praturi zile se taie colții. Vezi? Deja-i simt. Mhm, așa îmi simt. De-aia întrebam. Dar n-are numai colții sau are și ceva dinți? Colții ăștia se taie din față, că ea cresc mare. Și... Ia uite-te ce frumoasă e. Cum îi punem numele? Una? Una, două, trei, 50. Hai să vedem! Poate, da? Că nu... E cam liniștită casa. Gata, gata, gata. Hai. Face noi prieteni, nu? Miuțul e foarte jucăuș, eu. Mă, dar sperii. Speriate. În poziția de atac. Are atac de panică, tu vezi?
Serios? Da. Țițuc! Ce băiucu? Ce băiuc cu țițuc? Atac de panică de asta. Da, serios. Serios. Eu cred că ce băiuc cu țițuc? Ce, ce băiucu? Hai, Ciuca! Hai, Ciuca, ce ai pățit? Te-ai înghecat! Bate-te norocul! Și caută alt loc mai... Să simt că am amenințat Gigi. Își caută pui, probabil. E al doilea pe care l-am luat. Da, e clar că pot să fie un pic agresiv. Scrofele, pentru că mai ales că posesive. Eu că am prins. Mai înainte l-o fătat pe al doilea și l-am luat și cumva s-o aruncat spre mine. Nu m-a mușcat, dar ăsta e un motiv de îngrijorare. Că, na, să vedem cum se comportă până la final. Dar n-ai ce face, numai să le păzești. Și... Eu cam dată nu e agresivă, poate că... Eu zic să ieși mai bine și să lași să se așeze iarăși, că e clar că se simte amenințată de tine. Dar ce ziceai de tine, de bunica ta? Da, păi... Ziceam că mi-e destul de frică de porci, așa. Când eram foarte mică, așa, de vreo 7-8 ani, ținea bunica porci. Aha. Dar la scurt timp după aia nu mai ținut. Și m-a trimis, cred că o mătușă de-a mea m-a trimis să deschid scroafa, că era înăuntru un coteț. Era avea purcei așa, mici? Coteț. Nu avea purcei. Cel puțin nu erau cu ea și dacă au avut. Nu, în orice caz. M-a trimis să deschid scroafa și era un culoar așa foarte îngust ce ducea la coteață, știi? Aha. Și cât ai deschide numai ușa, știi? Mm-hmm. Cât ai deschide ușița, aia atâta era de lat și culoarul care ducea acolo, știi? Așa. Și am deschis ușița, cum eram mică, nu m-am gândit că s-a sui pe mine sau ce-a face, știi? Dar cum am deschis portița, cum am dat să o deschid, cum a ieșit scroapa din coteț, s-o sui pe mine, m-a dat să mă muște la atac, da. Și te-a mușcat, nu? Nu cred că a apucat să mă muște, că m-am băgat în spatele porții după aia, știi, și tot țineam de poartă, n-au venit mătușele. Băi, așa stai blocată după poartă plângând. Păi nu, era, nu, imaginează-ți ce... Eram micuță, ce știam eu, nu? Și a venit Cici, a venit, că ea era acasă, numai nu eram. Ăștia la alții erau pe câmp, la nu știu ce, au venit și au auzit că ce se întâmplă, că știi tu cum fac scroafele, se aude foarte tare. Când, da, când sunt agitate. Da, da, da. Și au auzit și apoi au venit și au băgat-o la loc. Da, a fost așa un șoc, știi, Doamne, ești bine, bine. Dacă te prindea odată, te punea la pământ. Depinde de unde te prinde. Porcii sunt recunoscuți și să știe că porcii, eventual, accidental, dacă-i beat sau cineva îi se face rău, îl pot mânca porcii. Mâncă da, din nou. Da, da. Dar eu nu mă simt amenințat de ea. Chiar dacă mai înainte au fost un pic înfricoșătoare, că e al doilea purcel pe care l-am scos și cu primul nu a făcut nimic. La al doilea văd că... Prins figura. Dar fiindcă al doilea a fost mai zgomotos, a făcut zgomot, știi? Și și-o dat și ea seama ce se întâmplă. Uh-huh. Și atunci a intrat instinctul de mamă. Uh-huh. Dar nu, și imediat mă bag iară la ea. Sper să nu mă muște, să nu trească să-mi facă antitetanus. Dar rest... Antitetanus, nu se face la mușcă. Păi se face, dacă te mușcă un animal, trebuie să-ți faci, că poate fi altceva, știi? Da, asta numai dacă îți faci antitetanus, numai dacă știi că e infectat animalul și nu, tu îl cunoști din gospodăria nu, ta. Nu, orice fel de animal te mușcă, principiul e să-ți facă antitetanus. Ia să am următorul. Mi-aș lua o placă aia de OSB de lângă tine, să-mi o țin la picioare. Ți-ai luat scutul? Am luat scutul ca să... în siguranță, cât de cât am un om. Gata.
Da. Ca și cum asta ține, nu știu ce, și dar măcar... Dar măcar pune-te și în colț acolo, ia, te pui direct în colț și... Mă trag în colț după ce iau purcelul, știi? Acum... Ne luăm măsurile care facem. Dar poate că ar trebui să îl și lași, să vezi cum reacționează el. Putem să nu fie prea posesivă, eventual să-i las pe ultimul, știi, sau mai încolo. Nu știu dacă e bună la cât e violentă. Dar nu-i violentă. Da, nu-i violentă. Mai nici o fost agresivă cu mine, că dacă eu ți-aș lua puiul de lângă tine, cum mai face? Nu te-ai agitat. Păi da, da, n-am, ea e animal. Nici nu l-am lăsat să-l miroase, eventual... Da, să-i spune... să-i următorul, nu, dacă vezi că o idee bună. Păi, e mare. E mare, eu. Nu știu, dar cred că va făta destul de mult. Gata. Care și-o lăsa în loc acolo. Are un pilot. Direct în părete. Deci primul e și cu capul înainte, al doilea e și cu picioarele înainte, picioarele din spate. Și acum să vedem. Când începe să dea niște beșini, știi sigur că ea, să că și-a făcut la amândouă. Pe amândoi... de mâine vedem noi cât de bună-s croapa, știi? Că acum, eu zic că deocamdată, chiar dacă o sărit mai înainte la mine, s-o comporta binișor, știi? Dacă mâine se comportă bine cu purcei și lasă să sugă și atentă cu ei, atunci vedem, știi? O să-i fac mâine un grilaj, uite acolo în colțul ăla, unde să se ascundă purcei și le punem acolo becul, știi? Că atunci ei se duc și se trag la bec și când le foame vin și mănâncă la ea. Uite că-mi vin. E ora 11:30. Nu, deci cam de jumătate de oră o fătat. 40 de minute. Da, e clar. Nu te mișca, nu te mișca. Hai că s-a așezat pe ea, știi? S-a așezat? L-a și cu asta așa? Și pe jumătate. Cu capul n-ai încercit? Da. E bine atunci. Pe jos? Da. Nu se vede de ce vede. E acolo. Dar cred că avea să lupte cu mine acum. Nu, lasă un pic, lasă un pic. O călcat. Da, vrea, să se lupte. Nu călca camera? Și ce? Atinge-o pe spate să se uite în altă parte. Atinge-o pe spate, scarpinul. Hai, 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 au, e bine, la neonatologie, tu continui. E bine, bietuca de cine. Stă și ascultă. Da, puiucule. Băia și două fetițe.
Hai să vedem. E micuța asta, mi se pare, așa? O și călcat-o un pic. Dar nu călcat-o tare, că numai cât o călcat-o, cu deaștile mari au ajuns jos și cu deaștile mici o strâns un pic, știi? Bravo, fetița! Mereți acolo. De fapt, hai să spun o treabă. Nu știm cât va făta, dar în calculele mele eu cu 5-6 sunt mulțumit. Da, sigur. Știi? Acum urmărim evoluția, sperăm să se liniștească și să uite deja să pune jos. Da, am văzut-o, s-o pus, dar s-o ridicat. Nu te mai băga, lasă-o un pic, lasă-o un pic. Da, cel mai bine este acolo, că apoi se liniștește și împinge, știi? Nu face mișcări, nu știu. De fapt, ea cred că a vrut să-l vadă totuși. Să vadă ce este. Nu funcționa șmecheria cu scărpinată. Ea ce e acolo și l-am apucat repede. Hai, fetița, vă minte. Oare nu-i să umple pe tare țâțele de la piele? Nu are nimic. Îi punem tăți odată pe aia să vezi cum îi sucă. Și ei, nu e problemă că urce ei, cât timp pot rămâne fără lapte? Am o... Hai să vedem că tu nu le știi pe toate. Prietenul ăsta meu din Bistrița, pe care îl salut cu această ocazie, că știu că se uită la toate videourile mele, îți mulțumesc că ne-ai dat și sfaturile astea, și pe domnul Vasile îl salut, că și el mi-a dat idei. Da, deci din Bistrița am zice așa, el i-a luat pătăți, i-a pus deoparte. În felul ăsta, capra nu s-a... scroafa nu se agită, că ea la surge, la nu știu ce, se concentrează la pătat. Știi? Eu așa gândesc. Și cred că e o strategie bună. După ce gata cu pătatul, îi pui tăți odată pe ea și mâncă. Că nu-s, ei sunt ok. Acolo ai văzut, nu fac gălăgie, nu... Nu. Avem 3 purceluși. Dacă încă vă uitați la acest video și poate a sărit în față, n-ați văzut toată treaba, avem 3 purceluși până acum. N-am reușit să filmăm o fază când scrofița la al doilea purceluș era mai gălăgios și o sări cu gura după mine. Ăsta fiind motivul pentru care mi-a luat placa asta, stau aici lângă ea. Scutul antiatomic. Antirachetă și e o măsură suplimentară de protecție, sper să nu mă muște. Deși până acum a fost cu minte, ați văzut un video. Gata, bateria, mă duc să le trag un video la purceluș, că stare simpatic și... Stai, să fac încheierea. Vă mulțumim că v-ați uitat și la acest video, vom continua cu evoluția purceilor, vă spunem data viitoare cât s-o fătat și în ce stare sunt, o să vedeți data viitoare. Vă salut, lăsați-mi părerea voastră în comentarii dacă v-a plăcut acest video și care e partea voastră preferată. Nu uitați să ne dați un like și dacă se poate să distribuiți acest video, faceți treaba cea mai bună. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați și dați-mi sfaturi cu purcei, că e prima dată când fată scrofița și uite-te tu că încă n-am... Gata, pa, că ești prea lung. Vorlăptic! Caută ghețățâța ca disperață!